Vă salut, dragi prieteni! Așa cum v-am promis, o să revin cu un clip de la Arad. Tractorașul este un Pasquale 425, motor în două pistoane, o putere de 30 de cai, 4x4. Și am zis eu să dau câteva brazde, ca să nu pierd timpul și cu filmatul, că nu prea am timp. Și se întunecă foarte devreme. Am dat aici câteva brazde și nu mai bine că s-a rupt un bolț. S-a rupt sau l-am pierdut. Uite de aici, de la prânera în 3 puncte și tirantul e pe jos, ăsta de aici. Ghinion, acum trebuie să mă duc din nou acasă cu el așa târâș, grăpiș. Pierd iar timp, dar asta e, văd acasă ce fac acolo, dacă nu am un bolt, și sigur nu am, o să-i pun un șurub măcar, așa provizoriu, să pot să-mi termin treaba aici. Cam așa este arătura, incorporează foarte bine resturile vegetale, se vede iarba aici. Am călcat eu pe aici prin brazdă și am mai bătătorit pământul. Am căutat bolțul ăla, am zis că poate îl găsesc. Că fiind pe partea stângă, mă gândeam că rămâne undeva pe aici pe mal. Dar nu l-am găsit, am fost până în capăt, pentru că în capăt mi-a ridicat bine plugul. Deci s-a întâmplat pe traseul ăsta pe aici. Ghinion. Acum, eu vă spuneam că am încercat și cu scarificatorul, dar n-am reușit. Am mers cât. Deci din capăt se vede. Până acolo. Acum se vede că s-a mai zvântat. Dimineața când am încercat eu era umed, umed. Acum, într-adevăr, este mult mai bine cu plugul decât cu scarificatorul aici. Se și înfunda. Dar îmi iau mai mult timp să ar. Și na, că uite, se mai întâmplă și câte o chestie din asta. Acum n-am ce face. Mă duc acasă. Încerc să-l improvizez acolo, să-i fac ceva și să vin să-mi continui treaba, să apropii cât mai mult până se întunecă, că noaptea nu mai stau, că e foarte frig, n-are rost. Și merge așa de bine acum. Vedeți și voi, nu știu, suprafa, deci am undeva la 320 de metri lungime, nu mai știu câte brazde am făcut dus întors. Cred că m-am dus de 3 ori, m-am întors de 3 ori, cam așa. Și abia am făcut bucățica asta. Deci nu e un tractor pentru suprafețe așa mari, dar s-a scumpit foarte mult aratul și nu numai aratul, de fapt. Toate lucrurile astea s-au scumpit. Pe la mine prin zonă merge undeva la 800 de lei pe hectar. La voi cam ce sume se mai practică. Eu unul am decis să... Bine, și am trecut la fel, tot mi-am făcut lucrările. Ia-s mult mai bine să are eu, chiar dacă mi-am mie foarte mult timp și merge undeva la 28 de centimetri adâncime, eu zic că tot ies mai bine așa. Bun, haideți că nu mai stau foarte mult. O să mă duc acasă să improvizez ceva, că n-am niciun șurub la mine. Și mai tragem cât putem să terminăm în seara asta, ce se poate.
sunt mulțumit de reglaje. M-am dus acasă și am găsit un șurub de ăsta metric 16, cel mai gros. Și are joc aici. Da, se mișcă într-una. E mult mai mare gaura. Și deja reglajele mi le-a stricat, a trebuit să iau de la capăt și problema e următoarea, că el se tot mișcă în timp ce are. Și nu prea poți găsi un reglaj. Adică merge o perioadă ok, după aia se mai ridică, se mai mișcă și așa mai departe. Băi, arătura iese... De fapt ați văzut, plugul intră maxim. Și din ce mi-aduc eu bine aminte, parcă cormana are 28 de centimetri. 28-30. Plugul merg cu el la blană. Se mai înfundă restul astea vegetale, pentru că știți, este un plug pentru grădine asta. Da? Și se înfundă aici, pentru că este destul de scurt, nu este un plug înalt. Are niște cormane foarte frumoase, ați văzut ce bine întoarce brazda. Practic toate restul astea vegetale le incorporează. Se vede aici câtă iarbă este și în partea asta nu mai e, o întoarce foarte bine. I-am făcut reglajele totuși, cât de cât bine îmi pune brazda pe brazdă, nu rămân șansuri deloc. Se observă, e teren compact. M-am mai fugit de vreo 2-3 ori pe aici, pentru că stau să filmez și mai lovesc pe toată volanul cu mâna, pentru că trebuie să stai întors și atunci o ia pe arătură. Dar ați văzut că merge destul de drept tractorul. Asta înseamnă că am găsit totuși niște reglaje bune. Eu mereu reglez plugul în funcție de teren, înclinație și așa mai departe. Treaba este din reglaje. Da, când stai pe tractor,
îl reglez. Eu acum am făcut o demonstrație ca să vedeți că merge și singur tractorul în linie dreaptă, adâncimea o păstrează. Acum depinde și de teren și de mai departe. La mine, dacă vedeți o parte, uite, în partea asta e mai galben, în partea cealaltă este negru. Ăla acolo reține apa, ăsta se sparge mai fain, vedeți? Ia uita ce adâncime a intrat aici, e prea mai tare pur. Da. Acolo se spărgea mai bine.